Iată, stimați telespectatori, în partea a doua a emisiunii Fotoliul cu Ghimb, invitații mei de astăzi, Simeon Cosmescu, președinte USR Călan și în același timp domnul Lucian Maier, membru Plus Călan. Vorbeam despre educație, înainte vreau să mergem și la altceva. Vreau să duc la domnul Cosmescu. Domnule, ce nu mai merge bine în Călan? Ce trebuie făcut acolo? Deci eu din punctul meu m-ați mai întrebat că... și ce m-ar recomanda ca primar. Da. Da? V-am zis, am apucat să spun ceva, dar... am vrut să vă spun și faptul că am strâns alături de mine o echipă bună. Mă recomandă în sensul acesta. Ați strâns o listă completă de consilieri? Avem pe, alături de noi pe Lucian și avem și, de exemplu, un manager, un director de producție, Ciprianul Lariu, a lucrat în foarte multe corporații din țară, la Sius, la Delphi, E coincidență de numai cu celălalt Olariu, de la partid? Cred că sunt neamuri la noi, că l-am sunt și Cosmescu, suntem vreo 7-8, pe mine m-a confundat de nu știu câte ori cu ocazia asta, deci nu. Bun. Ciprian Olariu este un director de producție recunoscut la nivel național, cu rezultate deosebite la Philips, la TRV în Roman, a luat linii de producție cu nivel de rebut de 22% și le-a dus la o productivitate de sub 1%. Ne dorim și noi eficientizare în domeniul administrației publice. Poate Bun, dar acum administrația publică nu e linia de producție. Nu, dar încercăm să aplicăm niște lucruri de acolo, să studiem, o să vedem ce facem. Și pe lângă asta, deci am strâns o echipă destul de bună, acum în termen relativ scurt, așa, de alături de mine. Iar eu am venit cu o viziune pe care și-au însușit-o. M-am fost foarte bucuros de asta că au fost de acord. De exemplu, în Călan ați întrebat de ce nu merge. Unul din lucruri este transportul. Deci acela nu există transport. Nu spuneți ce vreți să faceți, asta spuneți eventual în campania electorală. Nu există transport, trebuie rezolvată situația, pentru că din cauza aia suferim mult. E o cauză care nu se vede, nu e așa vizibilă, poate, pentru că ne-am obișnuit încet, încet cu ea, trăim. Dar cum nu este? Eu știu că erau microbuze care plecau de acolo de lungă. Unde pleacă? De jos din Călan până în oraș. Deci jos din Călan în orașul, nu, atâta. Se pleacă, nu deci se de acolo, orașul de la și acela nu pe parcurs întregi zile, are o pauză dimineața, este, nu știu, la eu nu circul, nu știu, la 9 la 10, exact, și după aceea de la 1 la 4, ultimul microbuz, 5, ceva în genul ăsta și după aceea e pauză totală, nu ai taxiuri eventual dacă îi și... asta se mai modifică, programul ăla se mai modifică. A fost uneori mai așa, uneori mai bine, uneori mai rău, dar în general nu. Și asta e o problemă foarte mare. Nu ne dăm seama câți oameni, v-am mai spus de oamenii aceia care tac poate și poate nu sunt așa vocali, verbal, nu sunt așa, nu vociferează. Ei, eu sunt sigur că sunt foarte mulți oameni care... Ar trebui făcut, inclusiv pe satele aparține pe toate. Vrem să facem legătură între toate. Să unim toată zona, să o punem în viață, să o punem în mișcare. Eu nu înțeleg de ce nu s-a făcut până acum, pentru că până la urmă astfel de chestie nici măcar nu ține de noastră. Ea trebuie licitată la nivel de Consiliul Județean, că n-aveți nicio putere. Nu, putem, serviciu public de transport local să facem. Asta e altceva, dar asta înseamnă că ar trebui să aveți noastră mașini și din astea. Păi aici trebuie să intrăm în fonduri europene, dacă vă spunem, tot a spus că n-avem voie, nu știu. Păi nu se poate acum tot, da. Nu, dar atenție, când veniți cu proiecte de genul ăsta, spuneți și AXA. Da, aseară chiar am vrut discuta și știm între 2021-2027 ce urmează, că nu s-au scris. Eu s-aud mult în campania electorală nu s-au scris și aviz amatorilor care vor veni la Fotoliul cu Ghimb în studio electoral, când o să începeți cu proiectele europene, dragi candidați, o să vă întreb exact, da, domnule, vrei proiect european, ce proiect asta? Nu, spune și mie, te rog frumos, AXA pe dar care... Dar știți că acum se modifică, în 2021. Păi tocmai de-aia, vreau să deci văd, așa cât e poveste, cât e altceva. Da, încă nu sunt scrise definitiv toate acestea, dar noi avem legături la totul. Nu, dar omul trebuie să știe avem despre legături, ce deci putem, avem... Știți că vreau și eu proiect european la pentru noastră, vreau la Călan, vreau să construiesc un aeroport acolo. Deci dacă știți, am făcut campanie. Și cu siguranță voi accesa banii europeni să construiesc un aeroport. Am făcut o campanie la europarlamentare. Poate cineva, două secunde. Deci ce vreau să spun, poate cineva o să mă creadă. De la voința asta cu... Deci am făcut o campanie la europarlamentare destul de reușită, în care am trimis oameni la Bruxelles, acolo, cu care putem vorbi, chiar personal putem vorbi, ne pot sfătui, ajuta tot timpul. Deci asta nu se pune problema acolo, să avem susținere și indicații unde nu putem să le știm chiar cu toate. N-am spus asta. Ideea este că dumneavoastră trebuie să știți despre ce vorbim. Înțeles. Nu este transportul local. Da, știm. Asta nu este. Și în continuare acestei probleme am extins aria și am zis, măi, ce ar fi să facem o zonă de unificare administrativ-teritorială în zonă cu Călanul, Boșorodul și Bretea. Știți?
Și atunci am putea extinde toată aceasta... O zonă industrială? În zonă, în zonă, entitate administrativă, pe uniune, o uniune, entitate administrativă. Un parteneriat cu celelalte primării pentru dezvoltare comună. Pentru dezvoltare comună, să ridicăm toată zona. Fel de AI sau ce? O asociație de dezvoltare? De da, da, ceva, da, da, există și în Consiliul Local, votează așa ceva, am văzut că se pot asocia... Ne putem asocia cu alte UAT-uri? Are... Pentru obiective comune. Un obiectiv legat de transport, de a pune oameni în mișcare, de infrastructură, lucruri legate de educație. De educație, iarăși, cum ziceam. În așa fel încât, dacă în timp reușesc să crești un anumit proiect în spațiul cel mai important al unui UAT, la acel proiect, dacă e un proiect cultural, să zicem, trebuie să aibă acces toți membrii comunității. O comunitate care cuprinde și satele aparținătoare. Și atunci trebuie să le pui la dispoziție mijloace de transport. La fel, dacă ai obiective turistice de vizitat, în primul rând trebuie să aibă acces la cele obiective oamenii care locuiesc în teritoriul administrat de tine. Deci, și atunci, din nou, trebuie să ai un transport eficient. Deci, și pentru investiții ar fi zona mult mai atractivă, pentru că altfel ar fi forța de muncă, mobilitatea ei ar fi crescută, mai mare, bineînțeles, adresându-ne la un transport eficient în toată acea zonă. Ar fi, nu... De exemplu, ca distanțe, distanța cea mai mare în Oia Tăcălani este între Grid și Nădeștia de Sus, aproximativ 20 de kilometri. Între Batiz și Strei, în jur de 10 kilometri. Și atunci... Nu sunt distanțe. Nu sunt distanțe foarte mari, dar în același timp sunt distanțe. Și trebuie să existe o posibilitate prin care oamenii să acceseze tot ceea ce se întâmplă în interiorul comunității. Și atunci la, au nevoie la de... piață, să vină da. La piață. Orice bătrânică, orice om care nu poate, n-are mașină, vine la piață și vinde marfa proaspătă, poate să facă un ban în plus, de exemplu, un exemplu minor. Dar cine să-i o cumpără? Păi, sperăm că va fi cum. Și acum se cumpără, deci nu există probleme. Nu... Magazinele sunt pline și la noi acum tot. Deci, la noi se lucrează încă, la nu, nu sunt... Oamenii lucrează, nu lucrează încă la, dar sunt plecați. Știți povestea cu orașul dormitor. Da. Nu. Orașul hotel. Nu. Hai, dormitor, e chiar frumos. Așa se spune. Noi am zis acum că să-l transformăm poate nu neapărat în dormitor pentru turiști, vrem să-l integrăm în ceva și cu turismul ar fi ajutat mult. Aveți pensiune, aveți pensiune. Nu, avem și asta parcă este scris în legea aceea, să ai un hotel cu da, 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 apropo de legea 351, n-avem... într-un oraș da. Cum este Călanul, ar trebui să existe cel puțin 50 de locuri la hotel. Deci, acum, hotelul trebuie să vină un investitor să-l facă. Sigur că da. Da, numai dacă dezvoltăm condițiile și oferim, s-ar putea deci să înflorească toată zona asta, vrem noi. În același timp, în contextul dezvoltării turistice, se mai poate întâmpla un lucru care este important. Sunt multe familii din Călan care sunt plecate și există deja mijloace, dispozitive online, platforme de acces prin care apartamentele care sunt renovate în oraș și care rămân libere pe perioada în care persoanele respective sunt plecate, pot fi oferite în regim hotelier. În felul ăsta poți înființa foarte ușor câteva locuri de muncă, persoane care administrează 4-5 astfel de apartamente, care se ocupă de îngrijirea lor, de prederea cheii, de preluarea cheii. Asta este un mod foarte facil prin care poți înființa câteva locuri de muncă și poți pune orașul pe harta țării. Mi se pare interesant, deși, iată, la câți 15 km de noastră, în zona Hasegului, plin de pensiuni, da, plin de hoteluri, la sfârșit de săptămână, unii merg să cazeze prin Petroșani, am înțeles. Că nu mai găsesc... Nu suntem departe de Haseg, nu suntem departe de nimic. Păi da, dar nu aveți. Nu avem, exact. Nu, avem, să... De asta e mult de construit. E mult de construit. Sunt lucruri care s-au făcut în Călan, incontestabil. Că de la renovarea școlilor, faptul că e căldură în școli, de la anveloparea blocurilor, care e un proces important care a început la nivelul orașului Călan, faptul că parcurile arată bine, faptul că, în bună măsură, dacă nu există curățenie în Călan, ea este și rezultatul faptului că oamenii nu-și asumă o serie de principii de educație destul de sănătos. Și atunci, da, totuși, rămâne întrebarea importantă, pentru mine cel puțin, și anume, nu cumva oamenii au puține așteptări de la administrație? Nu se putea face mai mult în toți anii ăștia? Nu se putea reduce absenteismul școlar? Nu se puteau reduce? Nu se puteau îmbunătăți rezultatele școlare? Nu se puteau construi proiecte până acum care să pună orașul pe un drum al dezvoltării, unul destul de clar, cum sunt lucrurile legate de turism? Este să te afli în centrul unei zone turistice importante
care are Castelul Hunedoara, Castelul de la Hunedoara, Castelul Huniazilor, care are în partea cealaltă cetățile dacice din Munții Orăștiei, care are Călan Băiu în interiorul UAT-ului, care are biserici medievale, și tu să nu fii pe harta turistică a țării, este un lucru cu semne de întrebare. La fel, dacă iese dimineața cineva și stă până seara în intersecție cu DN66 și se uită, sunt mii de mașini care trec pe acolo cu numere din alte județe. Câte dintre ele fac stânga sau dreapta? Spre orașul vechi Călan sau spre orașul nou Călan? Da, de ce ar face? Exact. Ori scopul nostru e să construim o infrastructură legată de obiectivele turistice pe care le avem. Biserica din Străi Sfânt George, biserica de la Străi, să ai parcări acolo, să ai acces în interiorul bisericilor. După un studiu, după o analiză clară a situației, să poți să vezi dacă poți pune în circuitul turistic cariera de piatră de pe măgura Călanului, cariera din care dacii au extras pietrele folosite la cetățile lor, în așa fel încât în Călan să staționeze turiști măcar o jumătate de zi. Dacă staționează jumătate de zi, trebuie să mănânce, trebuie să bea apă, trebuie să cumpere o serie de lucruri de la... Eu îl văd și ca pe oraș dormitor pentru turiști, de exemplu, nu neapărat. Se pot face de acolo, da, să plece în alte părți. Ăsta. Da, de azi, deși, la chestii de genul booking. Și exact. Se poate face. Asta e un punct de plecare, sigur, treaba de booking. Deci s-ar putea face așa ceva. Da, și foarte important, în clipa în care turiștii vin în Călan, români și eventual și străini cu atât mai mult, calitatea serviciilor trebuie să crească. Și odată cu creșterea calității serviciilor și cu faptul că în Călan rămân bani, treptat calitatea vieții trebuie să crească. În clipa în care îți vin turiști în oraș, orașul trebuie să fie super curat, oamenii se civilizeze automat, fiindcă văd un alt tip de raportare la ceea ce înseamnă comunitatea lor. Și atunci poate își dau seama că, măi, au ceva de arătat, sunt importanți. E o chestiune de a schimba mentalitatea care pleacă de la lucruri simple. Da, e Călanul un oraș de asistat social. Nu este total. Există cazuri, dar nu mi se par mult mai... Sunt anumite zone, nu, cum să zic, dar în rest lumea muncește, deci nu se bazează. Sunt pensionari foarte mulți și care vrea să muncească cum ar veni este de lucru. Se poate lucra, se duce în altă parte. Deci asta de mult le-am obișnuit cu ideea asta. Am înțeles. Dar acești asociați asistați, pardon, social, sunt mulți? Din câte știți noastră, adică împovărează greu bugetul primăriei, se face ceva cu ei, prestează ceva în schimbul banilor, mai sunt, nu mai sunt, din cunoștințele pe care le aveți. Există persoane care sunt implicate în procesele legate de gospodărire publică, de la îngrijirea parcurilor, a zonelor cu iarbă verde din oraș, dar ca număr, 50 de persoane, să zicem, în jur de 50 de persoane. Asta figurează. M-am uitat pe statul de funcții din primărie și undeva în zona asta, poate până 50 de persoane. Sociale, da, da. Știți ce mi se pare mie interesant? La o populație, la o populație de 10.000, 14.000 de locuitori și la condițiile de muncă existente în localitate, nu mi se pare o cifră foarte mare. Și lumea își dorește locuri de muncă în Călan, asta sunt de acord, așa de lucruri nu poți să stai fără să lucrezi. Ce mi se pare mai grav e că nu apar proiecte clare de dezvoltare în așa fel încât în 4-8 ani să nu mai avem atât de multe probleme în zona asta. În zona integrării, persoanele care vin din comunitățile rome, în zona sărăciei din Călan, în așa fel încât lucrurile să se ridice treptat. Știți ce mi se pare mie interesant? Că la nivel de județul Hunedoara aveți un protocol cu PNL-ul. Da. Dar în același timp, la Călan, candidați împotriva unui primar. Nu împotriva unui, candidăm pentru noi. Nu candidăm împotriva nimănui. Vrem să schimbăm actuala administrație, dar nu împotriva așa în sensul... Dacă vreți să schimbați, înseamnă că nu e bine. Da, am înțeles, dar nu suntem așa. Da, trebuie să schimbate lucrurile, dar calm, hotărât, cu șansele noastre. Și unde sunteți pe Urăscu? La pensie? Unde ați? Întrebați-l pe el dacă... Nu, mă întreb pe dumneavoastră, unde ați vrea să ducă eu dumneavoastră? Luați-l ce primar dacă ieșiți dumneavoastră. Nu putem spune nimic de genul acesta, încă nu. Nu ne-am gândit mai așa ceva. Cum? Stăm la fotoliu cu ghid. Ce? Știu ce spuneți, dar urmează după orice alegeri, urmează negocieri între partide, ne jucăm... Dar dacă câștigă Evărescu, mergeți dumneavoastră viceprimar?
să vedem ce vor hotărâi jocurile politice, negocierile. Ce primar? Sincer, nu cred. Într-un fel ar fi un lucru bun, pentru că aș avea timp să mă pregătesc, poate, pentru... Aș avea de învățat, cred că, ceva. Chiar cum e domnul Iovănescu, cred că este un... Are o experiență din care poți învăța anumite manageriale, administrative, are cunoștințe solide. 16 ani de primărie, probabil. Exemplu, unul dintre punctele pentru care eu sunt în politică acum, e că îmi doresc să, apropo de mentalitate, să există un restart la nivel... Un restart. Asta e zonă în PSD-ului. Mi-am tot propus să mă feresc de lucrul ăsta. Prima dată, prima dată n-am avut asta și după nu restart, să fie o chestiune de upgrade, de înnoire, de o încercare de a face câtva pași în afara unei mentalități pe care o vedem în sfera politică de foarte mult timp. Scandal. Ceea ce ne dorim noi e să construim și lucrul ăsta aș vrea să, cum să zic, un mesaj foarte important care aș vrea să fie înțeles. Nu intru în politică pentru a mă certa cu nimeni. Ne. Merg în politică pentru a veni cu proiecte în Consiliul Local pe care să le discutăm. E foarte important să există dezbatere, oamenii să vadă că în Consiliul Local adică poate exista un laborator de idei la care fiecare contribuie pentru binele comunității. Asta este un lucru pe care nu-l prea vezi în politică în momentul de față. Și atunci, nu vreau să vin aici să zic că ăla e de la PSD, e un nenorocit, ăsta e PNL, a administrat orașul nu știu câți ani, n-a făcut nimic. Nu, sunt lucruri care, cum să zic, până la urmă când spui n-a făcut nimic, faptele demonstrează că nu e adevărat. Și atunci nu poți să vii cu slogan în direcția asta sau cu trimitem la pensie. Că putem face mai bine ca el. V-am spus, credem că are niște lipsuri grave, aceasta cu transportul. Bine, se pare anii ăștia să nu... La sănătate, nu avem servicii de sănătate ca lumea, nu sunt. Sunt multe lipsuri. Și crede că putem face lucrurile mai bine. Deci, asta este. Dragi prieteni, despre multe alte lucruri, probabil în campania electorală. Am ajuns la final. Timpul trece foarte repede. Probabil că ați fi dorit să mai spuneți și alte aspecte. Dar atât s-a putut deocamdată. Vă mulțumesc pentru prezența și noi în studio. Vă mulțumim și noi. Vă doresc succes, realmente. Stimați telespectatori, Simeon Cosmescu, președinte USR Călan, candidat la funcția de primar a orașului Călan, împreună cu domnul Lucian Maier, membru plus și în același timp candidat la funcția de consilier local pentru orașul Călan, au fost invitații noștri. Vă mulțumesc și noastră pentru atenția acordată, rămâneți cu noi, numai bine!